Zeci de elevi din satele Vărvăreuca și Roșietici, raionul Florești, au vizitat pentru prima dată judecătorie și procuratura anticorupție din Bălți. Aceștia au aflat cum are loc procesul de lucru, cine ne face dreptate și cum sistemul justiției este afectat de fenomenul corupției. Ați avut posibilitatea să înțelegeți ce înseamnă o instanță de judecată, ce se ocupă ea, cine este judecătorul, cine este avocatul? Împreună cu procurorii, copiii au discutat despre cum putem combate corupția, iar judecătorii au povestit cum să pronunțe o sentință echitabilă. În ce constă activitatea Procuraturii Anticorupție? Care sunt oficiile, unde se află, cum pot apela la noi și care sunt temerile de a apela la procuratură și activitatea noastră ce ține de gestionarea dosarelor, inclusiv și competența. Potrivit organizatorilor, este important ca elevii să cunoască formele, cauzele și consecințele corupției pentru a crește o generație informată. Ei sunt în procesul de dezvoltare și deja pot să se orienteze ce au de făcut. Plus la asta ei merg acasă, vor discuta cu părinții, cu vecinii, adică ei vor deveni niște îndrumători și atunci se minimalizează cazurile de infracțiuni, de încălcări de lege. Următoarea activitate în cadrul proiectului este organizarea unui concurs la nivelul acestor două gimnazii, unde elevii vor fi puși în situația ca să simuleze unele cazuri posibile de infracțiune, cazuri posibile de corupție și tot elevii vor veni cu acele propuneri și metode de combatere a acestui fenomen din societate. Elevii au recunoscut că la o vârstă atât de fragedă s-au confruntat deja cu cazuri de corupție. În familie ne-am întâlnit cu cazuri, spre exemplu, la medici, corupția, adică cer mită ca să presteze anumite servicii care ele ar trebui să fie gratuite. Am auzit în cazuri când te oprești poliția sau adică dai mită ca să nu ai anumite probleme, să primești un aument mai mare. Vizita i-a determinat pe unii să se gândească la o carieră de avocat, procuror sau judecător. Vreau să fiu un avocat foarte bun, care să dovedească mereu dreptatea și să fie de partea oamenilor. Noi trebuie să oprim aceste acțiuni de corupție, deoarece să avem un stat dezvoltat.